Vă salut cu pacea Domnului și vă spun din nou un călduros bun venit la o nouă ocazie în care să putem să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru modul minunat în care ne ocrotește. Sunt atâtea pericole în fiecare zi care pot să ne atingă și să ne aducă nenorociri, dar prin Harul lui Dumnezeu suntem feriți și suntem ocrotiți. Este un privilegiu pe care încă îl avem, acest timp de libertate în care putem să studiem fără să fim întrerupți, și de aceea vă invit acum, cât încă se poate, să distribuiți celor din lista care o aveți dumneavoastră, să faceți sesiuni video ca Cuvântul lui Dumnezeu să poată să fie dus la cât mai multe persoane și aceia care nu-L cunosc și care au nevoie de El să poată să-L audă. Frații mei, în seara aceasta, titlul studiului pe care l-am ales se numește Dumnezeu izvor de nefericire. Poate sună ciudat și nu poate, sigur sună ciudat. Pentru că atunci când citești Cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu este un izvor de fericire. Dar când spui că Dumnezeu este un izvor de nefericire, oamenii se uită urât. Oamenilor nu le convine lucrul acesta. Însă veți înțelege de ce am ales acest titlu. Dumnezeu, izvor de nefericire, un izvor de neîmplinire. Și bineînțeles că mulți sunteți gata, dacă ați fi în fața mea, să mă contraziceți. Și când am mai spus titlul acesta unor persoane, imediat au sărit, nu se poate, ai grijă ce vorbești. Frații mei, în ocazia aceasta aș vrea să aprofundăm un pic subiectul acesta. Pentru că important
este nu ceea ce spun, ci ceea ce fac. Atitudinea mea spune mai mult decât cuvintele mele, decât vorbirea mea. Vă invit în ocazia aceasta să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, aceea care o aveți, în Judecători la capitolul 16 și aș dori să citim de aici versetul 15. Este un episod cunoscut de noi toți, de toți aceia care au studiat Biblia. Este un episod din viața lui Samson cu Dalila. Și versetul 15 spune astfel. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Aș vrea să mă opresc doar la prima parte a acestui verset, care spune așa, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Dalila în Sfânta Scriptură este un personaj negativ, un personaj care nu are o reputație prea bună. Era o prostituată, o femeie cu moravuri ușoare. Însă în cuvintele acestea ea spune un mare adevăr și aș putea spune că este un adevăr foarte mare. Nu este important ceea ce spun, ci ceea ce arăt, felul în care mă port. Ea spune, tu îmi spui că mă iubești, dar eu văd, eu simt că inima ta nu este cu mine. Și în seara aceasta ne vom reaminti de mai multe ori versetul acesta. Și aș vrea să vă spun că este un principiu. Nu poți să iubești pe cineva dacă inima ta nu este cu el, dacă inima ta nu este pentru el. Și aș vrea să spun că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu sau să spui că-L iubești pe Dumnezeu dacă inima ta nu este cu El. Acesta este un principiu. Este o bază de la care aș vrea să plecăm în seara aceasta și să vedeți că pentru foarte, foarte mulți creștini, Dumnezeu este un izvor de nefericire. Am văzut mulți creștini nefericiți. Dumnezeu ne pune la dispoziție absolut totul. Însă nefericirea multor oameni vine din faptul că Dumnezeu le cere să renunțe la ceea ce ei iubesc cel mai mult. Dumnezeu le cere să renunțe la multe plăceri, la multe lucruri care țin la ele. Și este atât de greu să renunțe la ele. Ar vrea să rămână și cu acele lucruri, dar ar vrea și cu Dumnezeu. Și acesta este un motiv de nefericire. Cum, Doamne, îmi cer să renunț la lucrul acesta? Ah, la lucrul acesta care îmi place atât de mult, care mi-aduce beneficii și Tu vrei să renunți la lucrul acesta? Și atunci este o luptă puternică și este o nefericire și o neîmplinire în viața multor creștini datorită faptului că ei nu sunt dispuși să renunțe la lucrurile pe care Dumnezeu le cere ca ei să renunțe. Majoritatea creștinilor, dacă nu toți, atunci când îi întreb dacă îl iubesc pe Dumnezeu, poate cu jumătate de gură, dar vor răspunde da. Dacă îi vei întreba, este Dumnezeu un izvor de fericire pentru tine? Cel puțin din gură, cel puțin teoretic, majoritatea vor răspunde da. Însă aș vrea în seara aceasta să fie o ocazie de cercetare. Nu trebuie să-mi dați mie un răspuns și fiecare trebuie să ne dăm personal un răspuns. Este Dumnezeu pentru tine cu adevărat un izvor de fericire? Sau este un izvor de nefericire? Sau este un izvor de neîmplinire că îți cere să renunți la multe lucruri? Frații mei, în ocazia aceasta o să studiem câteva cazuri din Sfânta Scriptură care le vom pune în contrast. Am auzit creștini care ei sunt interesați să cunoască cât mai multe din Scriptură. Ei sunt interesați ca să cunoască profețiile, să cunoască cât timp mai este și cercetează Scripturile. Însă motivul pentru care ei fac lucrul acesta este următorul. Ei spun, eu vreau să știu cât mai este, ca atunci când văd că mai este puțin, să mă întorc la Dumnezeu. Frații mei, pista aceasta, gândirea aceasta, acțiunea aceasta este una periculoasă. Eu vreau să cercetez Scripturile ca să văd cât timp mai este, să văd cum se împlinesc profețiile, dar eu în timpul acesta eu vreau să-mi urmez plăcerile mele, vreau să-mi urmez tot ceea ce firea mea pământească mă trage să fac. Vreau și iubesc păcatul și vreau ca să slujesc păcatului.
Iar atunci când văd că mai este puțin timp, când Domnul este gata să vină, atunci să mă pocăiesc și eu să mă întorc la Domnul. Gândirea aceasta este o gândire egoistă. Gândirea aceasta arată că inima mea nu este cu Domnul. Deși fiecare dintre noi spunem, da, Doamne, te iubesc. Însă, în seara aceasta, Dumnezeu îmi pune mie și ne pune fiecăruia dintre noi această întrebare. Cum poți spune, te iubesc, când inima ta nu este cu mine? Eu nu știu dacă inima dumneavoastră este cu Dumnezeu sau nu. Ceea ce pot să știu este că inima mea și despre inima mea pot să știu dacă este sau nu este. Nici nu este treaba mea dacă inima dumneavoastră este cu Dumnezeu sau nu. Însă în ocazia aceasta, ceea ce doresc este ca fiecare dintre noi să ne cercetăm. Pentru că este important, frații mei, să ne cercetăm și să ne cunoaștem inima. Este cel mai important lucru. Dacă inima noastră nu este cu Dumnezeu, suntem în cel mai mare pericol. În cel mai mare pericol. De aceea, noi trebuie să-i oferim inima noastră lui Dumnezeu. Primul caz, asupra căruia aș vrea să ne oprim în această ocazie, este tânărul bogat. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Marcu, la capitolul 10. Tânărul acesta era un tânăr erudit, un tânăr învățat, un tânăr bogat, un tânăr care era crescut nu în societatea de jos, da? Ci în societatea mai înaltă. Avea o educație bună și, într-o ocazie, tânărul acesta vine la Domnul Hristos și îl întreabă, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Se pare că era pasionat de lucrul acesta, se pare că ceva îl frământa, el dorea să-i slujească lui Dumnezeu. Și vine la Domnul Hristos, nu îl recunoștea ca Dumnezeu, ci ca un învățător și spune, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Hristos îi răspunde, cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Iar el i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și mă opresc un pic aici. Domnul Hristos nu-l contrazice că nu le-a păzit. Domnul Hristos nu i-a spus, minți că nu le-ai păzit. Și nu pot să contest, poate omul nu a prea curvit. Poate omul n-a furat pe nimeni. N-o fi mințit. N-o fi înșelat. Poate era un om cinstit. Însă, frații mei, Domnul Hristos în ocazia aceasta îi spune ceva ce scoate la lumină și la iveală ceea ce era cu adevărat în sufletul lui. Dacă analizăm atent poruncile pe care Domnul Hristos îi le enumeră, sunt poruncile referitoare la semeni. La purtarea noastră unii cu alții. Primele 4 porunci reflectă relația noastră cu Dumnezeu. Următoarele 6 porunci reflectă relația omului cu om. Și Domnul Hristos pe acestea îi enumeră. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iar tânărul acesta, plin de bucurie, cred, îi spune, dar eu cu grijă le-am păzit din tinerețea mea toate acestea. Îmi place cum spune aici Scriptura. Iisus s-a uitat țintă la el. L-a iubit. Și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vin de ce ai. Dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Frații mei, evanghelistul Marcu surprinde lucrul acesta în versetul 22. Mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat de tot. Nu știu, nu am fost de față, dar cred că fața lui dintr-o dată s-a întunecat în momentul în care Domnul Hristos i-a spus du-te de vin de tot ce ai și de la săraci. Cred că radia de bucurie atunci când Domnul Hristos i-a spus păzește poruncile, când i-a enumerat acele porunci și când el, plin de entuziasm, îi spune toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Ce mai trebuie să mai fac?
Și tânărul acesta aștepta un răspuns favorabil. Un răspuns care să-i crească bucuria mai mult. Și când Domnul Hristos îi spune, bine, nu te contrazic, tu ai păzit poruncile acestea, dar un lucru îți mai lipsește. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, ia-ți crucea și urmează-mă. Și spune Scriptura că, mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Aș vrea să vă întreb, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost un izvor de fericire pentru tânărul acesta sau de nefericire? Atitudinea lui ne spune că pentru el, cuvintele Domnului Hristos, îndemnul Domnului Hristos, pentru el a fost un izvor de nefericire, căci avea multe avuții. Frații mei, spune Scriptura în Matei, la capitolul 6 cu 21, spune astfel, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și aș vrea să ne aducem aminte de versetul care l-am citit la început. Cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Omul acesta venise la Domnul Hristos, dar inima lui nu era cu Dumnezeu. El vroia să facă niște fapte. Ce trebuie să mai fac ca să moștenez viața veșnică? Cum pot să plătesc? Prin ce pot să plătesc? Ce fapte trebuie să fac ca eu să merit viața veșnică? Și Domnul Hristos îi spune, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci. Dar frații mei, nu i-a plăcut, nu i-a convenit. Și o tristețe adâncă l-a cuprins, pentru că omul acesta era foarte bogat și spune Scriptura, pentru că avea multe avuții. Mâhnit de aceste cuvinte, s-a întristat, a plecat. Cum? Să renunț la tot? Păi da, adevărata mea fericire, inima mea este legată de ele. Cum să mă dezlipesc de ele? Și tânărul acesta a ales să rămână cu bogățiile lui, dar a dat cu piciorul la adevărata fericire. Și a rămas nefericit. Și a plecat întristat de cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus. Stau și mă întreb, dacă nu cumva, de multe ori și în foarte multe situații, nu procedăm și noi la fel. Și experiența acestui tânăr nu o trăim fiecare dintre noi. Cu toți avem lucruri care ne plac, avem păcate care le îndrăgim. Și firea noastră ne atrage către ele și parcă ne aduce un beneficiu, ne aduce o plăcere. Și când Dumnezeu se atinge și spune renunță la asta, atât de triști, atât de întristați suntem. Dar de ce îmi cere Dumnezeu tocmai mie? Dar de ce? Și foarte multe scuze încercăm să ne aducem. Și aș vrea să vă întreb, în momentul acela, ce este pentru tine Dumnezeu? Este un izvor de fericire sau de nefericire? Este un izvor de bucurie sau un izvor de întristare? Ce a fost pentru tânărul acesta bogat, Domnul Iisus? A fost un izvor de bucurie? În niciun caz. A fost un izvor de întristare pentru el, căci avea multe avuții, spune Scriptura. 1 Timotei 6 cu 10. Apostolul Pavel spune aici niște cuvinte. Îi dă un îndemn lui Timotei și printre altele îi spune așa, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Frații mei, nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu banii în sine sunt o problemă. Fără bani în ziua de astăzi nu putem să ne descurcăm. Și nu este nimic greșit în a avea bani. Însă, când iubirea de bani ajunge să pună stăpânire pe mine, ca pe acest tânăr bogat, atunci este o problemă. Și Scriptura spune căci datorită iubirii de bani, mulți au rătăcit de la credință, pentru că au umblat pe această cale a iubirii de bani. Mulți au rătăcit și mulți s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Și vreau să vă întreb, potrivit acestui verset, dacă eu iubesc banii, dacă eu iubesc lumea aceasta, mai poate Dumnezeu să mai fie pentru mine un izvor de fericire? Când Dumnezeu îmi spune, du-te de vinde tot ce ai, când Dumnezeu îmi spune, iubește pe aproapele tău, simte împreună cu el, bagă mâna în buzunar și ajută-l, ia-ți din timpul tău, du-te și sfătuiește-l, du-te și mângâie-l. Dar, Doamne, eu n-am timp pentru că eu iubesc banul. Și pentru omul care iubește banul,
Timpul înseamnă bani. Și nicio clipă nu trebuie pierdută. Cum să am eu timp să mă duc să stau de vorbă cu cineva? Pentru că în acel timp eu pot să lucrez sau pot să merg să-mi fac afacerile mele în așa fel încât eu să mai câștig. Și mai ales când afacerile sunt mai mari și când câștigurile sunt mai mari. Fiecare oră contează și sunt oameni care câștigă într-o oră, poate cât câștigă alții într-o lună. Și vă dați seama cât de greu este să renunți la o oră, să mergi să slujești unuia de lângă tine, unuia care este în nevoie. Pentru că atunci când tu iubești banul, te gândești, în ora aceasta eu am pierdut atâtea sute de euro. Dacă eu nu pierdeam timpul acum, eu mai aveam încă atâtea sute de euro. Și sunt oameni care, dacă s-ar putea, nici n-ar mai dormi, nici n-ar mai mânca să câștige, să câștige. Repet, nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu banul în sine este o problemă, ci iubirea de bani. Domnul Hristos nu l-a mustrat pe tânărul acesta că avea bogăție, ci Domnul Hristos s-a atins de iubirea pe care el o avea pentru acea bogăție. Au mai fost oameni bogați care s-au întâlnit cu Domnul Hristos și vom mai avea un exemplu. Și acelora Domnul nu le-a cerut, du-te de vinde tot ce ai. Însă Domnul a știut exact de ceea ce avea nevoie omul acesta. De aceea i-a spus, du-te de vinde tot ce ai. Să nu credeți acum că la toți Dumnezeu le spune, du-te și vinde tot ce ai și tu să rămâi pe drumuri. Nu aceasta a vrut să spună Domnul Iisus. Însă în cazul acesta, tânărul acesta avea iubire profundă pentru avuții. Și de aceea Scriptura spune, când a auzit cuvintele acestea, mâhnit, s-a întors întristat și a plecat. El n-a mai vrut să mai stea de vorbă cu Domnul. Cum să vând eu? Cum să mă despart eu de toate acestea? Ații mei, aș vrea să ne întrebăm serios. Este inima noastră cu Dumnezeu? Când Dumnezeu îmi spune, mai renunță din munca ta prea multă, mai ia-ți timp și pentru mine. Știți care este scuza pe care o aducem? Nu mai venim la biserică, nu mai venim la orele de rugăciune. Poate în sabat suntem obosiți. În orele de rugăciune din cursul săptămânii, scuza pe care cei mai mulți o aduc este n-am timp. Oare de ce n-am timp? Pentru că alerg și alerg. Frații mei, Domnul Hristos, prin cuvintele acestea, i-a arătat tânărului bogat că el nu-l iubește pe Dumnezeu. Tânărul bogat, prin atitudinea pe care el a avut-o, s-a întors întristat și a plecat. A arătat că el avea alt Dumnezeu. A arătat că bogăția, averea, banii care el îi aveau, era un idol pentru el. Domnul Hristos i-a făcut referire la primele, la poruncile care au de-a face cu relația om-om. Însă când i-a spus, du-te de vinde tot ce ai, cuvântul acesta are de-a face cu relația ta cu Dumnezeu. Căci dacă tânărul acesta îl iubea cu adevărat pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu era pe primul loc, tânărul ar fi spus, da, Doamne, Tu ești pe primul loc, ai dreptate, am să Te ascult. Tânărul acesta avea alți Dumnezei și Dumnezeul lui era banul. Tânărul acesta nu-L mai respecta ca pe Dumnezeu ca creator al său. Porunca a patra, care nu se referă doar la sabat, ci în porunca a patra îl descoperim pe Dumnezeul Creator, pe Dumnezeul și pe Stăpânul Universului. Tânărul acesta nu l-a mai respectat pe Dumnezeu ca Stăpân al Universului. Când Stăpânul Universului îți spune, du-te de vinde tot ce ai și de la săraci, dacă vrei să ai răsplată, dacă vrei să fii cu mine în ceruri, aceasta este metoda. Martorul credincios când vine și te mustră, când îmi aduce o mustrare, când îmi aduce o avertizare, eu trebuie să spun, da, Doamne, Tu ești părintele meu, Tu ești creatorul, Tu ești ziditorul meu și Tu mă cunoști cel mai bine. Tu ești acela care îmi cunoști inima. Înseamnă că am nevoie să pun în practică ceea ce Tu mi-ai spus. Și tânărul acesta nu iubea cu adevărat nici pe semeni și nu-L iubea cu adevărat nici pe Dumnezeu. Dar sunt sigur că dacă L-ai fi întrebat, tânărul acesta ți-ar fi spus că îl iubește pe Dumnezeu. Și tânărul acesta ți-ar fi spus că el este un om corect și cinstit. Și dovada este că el răspunde, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Cât de mulți creștini, repet astăzi,
experiența aceasta. Și nu neapărat cu banii. Căci unul poate iubește banii, altul iubește alte lucruri. Fiecare dintre noi știm care este păcatul de care Dumnezeu, dacă se atinge, ne întristăm, ne mâhnim și plecăm atât de mult. Pentru unul poate să fie băutura, pentru altul poate să fie tutunul. Și lista poate continua. Pentru altul să nu-i spună Dumnezeu că trebuie să-și iubească pe aproapele său și mai ales să iubească pe vrăjmași. Și auzi creștini spunând să nu-l văd până la moarte. Și fratele meu, cum poți să ai parte cu Dumnezeu? Cum pot să am parte și cum pot să aștept răsplate de la Dumnezeu? Când Dumnezeu îmi spune că dacă tu nu-l iubești pe aproapele tău, dacă nu-i ierți aproapele, dacă nu ierți pe vrăjmașii tăi, nu vei putea să fii. Și în rugăciunea pe care Domnul Hristos o rostește, Tatăl nostru spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cum poți să speri la vreo răsplată? Cum poți să spui că ești un urmaș al lui Hristos? Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu, spune apostolul Ioan, când pe fratele tău care îl vezi, tu îl urăști? Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu când nu-l vezi? Fiecare dintre noi, aș vrea să ne gândim în ocazia aceasta. Ce mă desparte pe mine de Dumnezeu și mă face să mă întristez? Care este păcatul acela? Ce este în inima mea? De care Dumnezeu, dacă se atinge și îmi cere să renunț, prefer mai degrabă să-i întorc spatele lui Dumnezeu ca acest tânăr decât să renunț. Frații mei, Iacov în cartea sa ne dă un îndemn. Și este un îndemn destul de dur, aș putea eu spune. În Iacov, la capitolul 4:4, spune astfel, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Sunt niște cuvinte tari la începutul acestui verset. Suflete prea curvare, suflete care vrei să umbli cu de toate. Și cu Dumnezeu, și cu ce-ți place ție, și cu Dumnezeu, și cu lumea, și cu Dumnezeu, și cu păcatul. Nu merge. Nu știi că prietenia cu lumea te face vrășmaș cu Dumnezeu? Și aș vrea să spun că și invers. Prietenia cu Dumnezeu te va pune întotdeauna în vrășmășie cu lumea. Și datorită acestui lucru, că noi vrem să le unim, noi vrem să îngăduim păcatul în viața noastră, dar în același timp am vrea și răsplata pe care Dumnezeu o oferă. Și cei mai mulți creștini, dacă s-ar putea, i-ar vrea răsplata pe care Dumnezeu o promite, dar să rămână cu ceea ce le place lor și cu păcatul. Și pentru că noi vrem să le unim pe acestea, frații mei, este cel mai nefericit lucru. Și creștinii nu pot să fie fericiți. Și mulți creștini sunt nefericiți și Dumnezeu este un izvor de nefericire. Pentru că Dumnezeu nu le îngăduie și Dumnezeu nu îi lasă cu ceea ce le place lor. Dumnezeu spune, ori îmi dai inima, ori dacă nu. Cum poți să spui te iubesc dacă inima nu este cu mine? Când inima ta nu este cu mine? Aceste cuvinte ni le poate spune Dumnezeu fiecăruia dintre noi, căci El ne cunoaște. Doamne, te iubesc! Și Dumnezeu cunoaște inima mea și spune, cum poți să... Uite de câte ori m-ai înșelat, da? Cum îi spune Dalila, de 3 ori m-ai înșelat, de 3 ori m-ai mințit. De câte ori l-am mințit noi pe Dumnezeu? Doamne, îți promit că mă, Doamne, te rog, de data aceasta ajută-mă și îți promit că mă voi întoarce, că nu voi mai face. Și am trecut de necazul acela și Dumnezeu mi-a ajutat. Și mi-a dat putere să trec peste și a rezolvat toate problemele. Și apoi am uitat. Și din nou am ajuns, Doamne, te rog din toată inima și... Și Dumnezeu spune, cum poți să spui că inima ta este cu mine? Uite, eu te-am ajutat și acolo, te-am intervenit și acolo, uite și acolo, tu mi-ai promis și acum... Și atâta nefericire. Pentru că eu iubesc altceva și inima mea este în altă parte. Frații mei, este un caz dintre ucenicii Domnului Hristos care a vrut să rămână și cu lumea, dar și cu Domnul. Iuda. Iuda este omul care a venit la Domnul Hristos, însă el s-a crezut mult mai isteț decât ceilalți. Și într-adevăr, era un cărturar, era un învățat. Însă Iuda nu și-a deschis inima în totalitate pentru Domnul. Și Iuda a zis, eu vreau să am totul sub control. Și Iuda s-a jucat cu păcatul. Și Iuda a mers pe marginea prăpastiei și a spus, când văd eu mă voi da înapoi. Însă a venit vremea când nu s-a mai putut întoarce.
Foarte mulți amânăm. Amânăm consacrarea noastră și amânăm ca să predăm pe deplin inima lui Dumnezeu. Amânăm ca să rezolvăm problema păcatului. Și noi știm că avem păcate și nu e problema de un păcat accidental, ci este vorba de acele păcate pe care noi le iubim și le îndrăgim. Sunt păcate în viața noastră nascuns, care nouă ne aduc beneficii, aș putea spune, și care ne plac. Și nu vrem să renunțăm la ele. Ne este greu. Ori de câte ori facem așa, procedăm la fel ca Iuda, care a vrut să fie prieten și cu lumea, care a vrut să fie prieten și cu Domnul Iisus. Ori de câte ori încercăm lucrul acesta, nu este altceva decât nefericire. Iuda n-a putut să fie fericit lângă Domnul și Iuda n-a găsit adevărata fericire lângă Domnul, căci dacă o găsea, Iuda n-o mai căuta în altă parte. Însă Iuda a avut cu totul alte așteptări, așteptări pământești, lumești. Și când a văzut că Iisus nu împlinește aceste așteptări, Iuda s-a depărtat ușor, ușor de Domnul. Aș putea spune că și ceilalți ucenici, a fost un timp când inima lor n-a fost în totalitatea a Domnului. Însă, frații mei, diferența dintre Iuda și ceilalți este că ceilalți și-au lăsat și-au deschis inima ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze. Și când au fost mustrați, chiar dacă i-a durut, s-au întors. A zis, Doamne, ajută-ne. Și vedem că dintre toți, chiar Domnul Hristos spune în rugăciunea domnească, Tată, i-am păstrat pe toți care i-ai dat, afară de fiul pierzării. În Ioan, la capitolul 7:7, Domnul Hristos spune niște cuvinte care sunt foarte interesante. Ioan, capitolul 7, cu versetul 7, spune așa, Domnul Hristos. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Cei mai mulți creștini ajung să-L urască pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu mărturisește despre lucrările lor că sunt rele. Sau despre viața lor că este rea. Atunci când Dumnezeu se atinge de păcatele unora, de faptele unora, de comportamentul lor, de ceea ce le este drag, mulți ajung să-L urască pe Dumnezeu. Și Domnul Hristos spune, pe voi nu vă urăște lumea, dar pe mine mă urăște. Și de ce? Pentru că eu mărturisesc despre ea, despre lume, că lucrările ei sunt rele. Și acesta este unul din principalele motive pentru care Dumnezeu pentru mulți este un izvor de nefericire. Doamne, da, atâtea restricții. Aia nu, dar nu mai poți să mai faci nimic. Și fericirea unde mai este? Și frații mei, viața de credință a multora se învârte nu în fericire, ci în nefericire, în neîmplinire. Ei privesc spre ceea ce promite Scriptura. Aș vrea și eu viața veșnică. Însă când li se cere să renunțe la un păcat, spune Scriptura, e ca și cum și-ar tăia mâna. E ca și cum ar trebui să-și scoată ochiul. Nu știu câți dintre noi am fi dispuși să renunțăm așa repede la o mână. Hai, ia-o, te duci la doctor și spune doctorul, domnule, n-am ce să mai fac, trebuie să stai mâna. Da, domn doctor, tai-o. Nu. Ci întrebăm, domn, dar nu se mai poate? Credeți că nu se mai poate face nimic? N-ați vrea să mai încercați? Sau câți dintre noi ne ducem la doctor și doctorul spune, hai să-ți scot un ochi. Ia, domne, și scoate-l, că nu mă interesează. Ne este așa de greu să renunțăm la mână, la ochi. Și Scriptura spune, cam la fel de greu ne este să renunțăm la ceea ce iubim, la ceea ce ne place. Dar Dumnezeu cunoaște inima noastră. Și Dumnezeu îmi spune în seara aceasta și îți spune dumitale și mie, cum poți să spui, te iubesc, când eu văd că inima ta nu este cu mine? Și din nou, vă rog să vă cercetați atent și să ne cercetăm atent. Este mult mai ușor să ne gândim la altul. Fratele are nevoie de asta, sora cu tare are nevoie de mesajul ăsta, copilul meu, părinții... Însă, frații mei, a venit vremea ca fiecare dintre noi să ne cercetăm profund. Doamne, este inima mea cu tine? Din gură este ușor să spun, Doamne, te iubesc.
Și când Domnul îmi spune, du-te de vinde tot ce ai, renunță la lucrul acesta, nu te mai purta așa cu vecinul tău. Doamne, dar pe ăsta nu-l suport, dar trebuie să-l iubești, să nu-l văd până la moarte. Și atunci, mai poate să mai fie Dumnezeu pentru tine un izvor de fericire? În contrast cu tânărul bogat, este un alt personaj pe care Scriptura îl prezintă, pe Zacheu. Și vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Luca la capitolul 19. Și Zacheu și tânărul bogat s-au întâlnit cu Domnul Hristos. Și unul și altul a avut această întâlnire și a avut acest privilegiu să stea în fața Domnului Hristos. Nu mai am timp să citesc, însă când Domnul Hristos s-a oprit în dreptul acelui pom în care Zacheu era urcat și îi spune, Zacheu, dă-te jos, căci vreau să rămân în casa ta, spune că Zacheu s-a dat în grabă și l-a primit cu bucurie. Ce diferență! Și îl primește cu bucurie și Domnul merge în casa lui Zacheu. Și în versetul 8, Zacheu spune următoarele. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. N-am găsit niciunde că Dumnezeu, că Domnul Hristos i-a cerut lui Zacheu, Zacheie, dă jumătate din avuție săracilor și du-te și dă înapoi acelora care i-ai năpăstuit. Și Domnul Hristos nu-i cere. Dar în ocazia aceasta, când Domnul se întâlnește cu Zacheu și când Domnul îi spune, vreau să rămân în casa ta, Zacheu se cunoaște și vede ce e în inima lui. Își vede viața lui trecută și spune, Doamne, inima mea ți-o dau ție. Și fără să-i ceară Domnul ca acelui tânăr, și Zacheu era bogat, și tânărul acela era bogat. Și unul avea bani și celălalt avea bani. Numai că la tânărul bogat, Domnul a văzut că el era lipit de bogăție. Iar Zacheu, când îl întâlnește pe Domnul, Zacheu îi oferă Domnului inima și fără ca Domnul Iisus să-i spună, Zacheu, trebuie să faci ceva. Zacheu spune, Doamne, jumătate din avuție o dau săracilor. Și pe cine am năpăstuit cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Aș vrea să spun că Zacheu s-a oferit să dea mult mai mult decât trebuia. Dacă furai într-adevăr un bou, trebuia să dai înapoi 5. Dacă furai o oaie, trebuia să dai înapoi 4. Însă, despre înșelăciune, despre necinste, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Numeri, la capitolul 5, pentru că și aici, în legea lui Moise, era o mulțime de reguli. Cum trebuiau să se poarte în caz că era necinstit cu cineva sau dacă fura ceva? Scriptura spune la capitolul 5 din Cartea Numeri, cu versetele 6 și 7, spune așa. Când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul și se va face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Pe Zacheu am putea să-l băgăm în categoria aceasta a obținerii de bani, de venituri prin mijloace necinstite. El era mai marele vameșilor. Și poate că în loc să fie o taxă cât trebuia, el mărea acea taxă. Și prin mijloace necinstite, prin înșelăciune, Zacheu a reușit să-și facă acea avere. Dar Zacheu spune, Doamne, pe cine am năpăstuit îi dau de 4 ori. Numai că Scriptura spune aici că trebuia să dea înapoi lucrul acela întreg și să mai dea a cincea parte, adică 20%. Dar observați ce diferență este între Zacheu și tânărul bogat. Zacheu își deschide inima cu totul și spune, Doamne, nu mai contează, nu vreau viața aceea care am avut-o. Acum te-am întâlnit pe tine, am văzut și am găsit adevăratul izvor de fericire. Jumătate din avuție o dau la săraci. Și pe cine am năpăstuit, nu îi dau a cincea parte doar, îi dau împătrit. Pentru că eu te-am găsit pe tine. S-a dus bucuria din ceea ce îmi făcea altă dată din trecut. Banii aceștia, eu nu îi mai iubesc. Eu pe tine te iubesc. Ce contrast! Ce diferență între tânărul bogat care spune că a plecat întristat de tot
Și Scriptura spune că și pe unul și pe altul l-a iubit Iisus. Despre tânărul bogat spune că l-a privit și l-a iubit. Și prin atitudinea pe care Domnul Hristos o are față de Zacheu și față de toți oamenii, Iisus l-a iubit și pe Zacheu. A intrat în casa lui. A intrat în casa unui păcătos și cârteau toți. Frații mei, putem să ne întrebăm fiecare dintre noi ce atitudine am atunci când mă întâlnesc cu Iisus? Am ajuns să mă port ca Zacheu? Doamne, renunț la totul de dragul Tău. Te-am găsit pe Tine. Tu ești adevăratul izvor al fericirii. Sau pot să procedez ca acest tânăr bogat a plecat întristare tot. Zacheu este omul care este schimbat și transformat. Pentru că Dumnezeu i-a schimbat inima, iar el i-a dat voie ca Dumnezeu să facă lucrul acesta. Mai este un caz. Petru. Și nu vom citi, și fiecare dintre noi cred că cunoaștem relatarea aceasta. În Luca, la capitolul 22, cu versetul 33, Petru îi face o promisiune Domnului și spune: Doamne, cu Tine voi merge până la moarte. În temniță, la moarte, sunt gata să merg cu Tine. Și îmi place să cred că Petru a fost sincer când a făcut mărturisirea aceasta. Numai că Petru nu se cunoștea pe el cu adevărat, ci Petru nu-și cunoștea cu adevărat inima. Era prea încrezător în sine. Însă, când a venit criza, dacă până atunci Iisus fusese izvor de fericire pentru el, în ocazia în care o slujnică îi spune și tu erai cu el, dintr-o dată Iisus a devenit un izvor de nefericire pentru Petru. Nu-l cunosc! Dacă Iisus ar fi fost izvorul de fericire, Petru și-ar fi respectat promisiunea: voi merge până la moarte. Dar în ocazia aceasta, Petru a simțit că trebuie să plătească un preț prea mare. Și a spus: nu-l cunosc. Și din nou, nu-l cunosc. Și Petru se leapă de Domnul. Exact așa cum îi spusese Domnul. Mulți dintre noi, și sunt mulți creștini, care ne asemănăm foarte mult cu Petru. Petru nu era un om bogat și am putea spune că nu avea inima lipită de bogății, ca tânărul bogat. Însă Petru era prea încrezător în sine. Petru era impulsiv. Și lucrul acesta i-a adus necazuri. Pentru că atunci când a ajuns la strâmtorare, Petru și-a dat seama că nu este pregătit să îndure prețul. Și dintr-o dată Petru încearcă să se schimbe. Eu nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu cine este, nu știu despre ce vorbești. Însă, frumos descrie Scriptura că Domnul, când a cântat cocoșul, s-a uitat țintă la Petru. Niciun cuvânt de reproș, doar o privire atentă, fixă. Și spune Scriptura că Petru a ieșit și a plâns cu amar. Stau de multe ori și mă întreb ce fel de privire a avut Domnul Hristos de a putut să-l întoarcă pe Petru. Pe acel Petru care a spus: nu-l cunosc, n-am nevoie de el. Ce privire blândă, ce privire plină de dragoste, căci nu cred că a fost o privire amenințătoare și nici măcar un cuvânt de mustrare, doar o privire. Și în mintea lui Petru s-a derulat toată convorbirea care a avut-o cu Domnul Hristos mai înainte. Te vei lepăda de mine până să cânte cocoșul de 3 ori. Și spune Scriptura că Petru a ieșit și a plâns cu amar. Și Petru se pocăiește. Și Petru se întoarce. Și în Ioan, la capitolul 21, sunt așa de frumoase cuvintele acestea și întâmplarea aceasta. Este o ocazie după învierea Domnului, când se arată ucenicilor și
În versetul 15, Domnul Iisus îl întreabă pe Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Și a treia oară Iisus îi spune: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Ații mei, de data aceasta, când a treia oară Domnul Hristos îl întreabă: Petre, mă iubești? Petru nu mai este atât de sigur pe el și atât de impulsiv ca altă dată. Doamne, voi merge chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire. Eu voi merge până la moarte. Ci de data aceasta Petru spune: Doamne, Tu pe toate le știi. Am văzut că Tu îmi cunoști inima, Tu cunoști gândurile. Tu mi-ai spus dinainte că mă voi lepăda de mine, de Tine. Când eu mă lăudam, ce aș putea eu să mai spun, Doamne, acum? Mai pot eu să mai susțin ca atunci? Dar, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Tu pe toate le știi. Frații mei, doresc ca această experiență să o avem fiecare dintre noi. Și acum când Dumnezeu te întreabă, mă iubești? Înainte de a ne grăbi să dăm un răspuns, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Să ne cercetăm serios fiecare inima noastră. Și să spunem înainte de a, Doamne, Te iubesc, să spunem, Doamne, Tu știi dacă Te iubesc. Și dacă nu Te iubesc, Te rog din toată inima, arată-mi. Eu cred că Te iubesc, dar Tu îmi cunoști mult mai bine inima. De aceea, Doamne, cercetează-mă. Cercetează inima mea, cercetează mintea mea și arată-mi adevărata mea stare. Este ușor să spunem, Doamne, Te iubesc. Dar când a venit pericolul, când Dumnezeu îmi cere renunță la asta, atunci se vede cu adevărat dacă îl iubesc pe Domnul. Frații mei, este important să discutăm despre profeții. Este important să discutăm despre subiectele de actualitate. Dar vreau să vă spun un lucru. Că dacă atunci când Domnul va veni, inima mea nu e cu totul a Lui, degeaba am știut profețiile de la un capăt la celălalt. Degeaba am știut evenimentele finale, cum se vor derula. Degeaba am știut cine este fiara. Toate acestea, repet, sunt importante să le știm. Și profeția este un lucru important. Și noi trebuie să privim în jurul nostru la evenimentele care se întâmplă, ca să vedem ce trebuie să facem noi, ca să-i avertizăm pe cei din jurul nostru cum să se pregătească. Noi trebuie să avem ochii ațintiți la lucrarea Domnului Hristos din sanctuar, la poziția sa în sanctuar, ca să știm cum trebuie să acționăm. Să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi și care este lucrarea pe care o avem de făcut fiecare dintre noi. Dar să știți că sunt creștini care cunosc Sfânta Scriptură, sunt creștini care cunosc toate aceste evenimente, toate aceste profeții, dar inima lor nu este cu Domnul. Și în ziua aceea Domnul nu mă va întreba, ai știut profețiile? Ai știut să spui cine este fiara? Ai știut să spui? Ci Domnul mă va întreba, m-ai iubit tu mai mult decât orice? Domnul mă va întreba dacă inima mea i-am oferit-o toată. Astăzi, oamenii într-adevăr sunt atât de interesați de lucrurile care se întâmplă și este bine și este bun interesul acesta, dar este un pericol să fiu atât de mult interesat de ceea ce se întâmplă în jurul meu și să uit să mai veghez asupra inimii. Să fiu atent doar în afară și să nu mai am timp de părtășie cu Dumnezeu în taină și de meditație, încât să-mi cercetez propria-mi viață. Sunt creștini care sunt atât de atenți la alții, la ce fac și ce nu fac, și știu să-i critique, și știu cum ar fi trebuit să se poarte, și știu să dea sfaturi la alții, și știu să dea sfaturi pentru copiii altora, dar pentru sufletul lui, el nu mai are timp. Pentru familia lui, nu mai are timp. Că el a avut timp să-i cerceteze pe alții, dar n-a avut timp să-și cerceteze propria inimă. De aceea, în ocazia aceasta, Dumnezeu te invită și mă invită și ne invită pe fiecare. Fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima, dă-mi să-ți o schimb eu. Cercetează-ți inima și rugăciunea să fie ca a lui David. Cercetează-mă, Dumnezeule. Și vezi-mi, cunoaște-mă. Și dacă sunt pe o cale greșită,
Întoarce-mă. Frații mei, cel mai important lucru este ca în ziua aceea să fiu găsit acoperit de neprihănirea lui Hristos. Să fiu găsit cu o inimă schimbată, cu o inimă transformată, cu o inimă care este întreagă pentru Dumnezeu. Și când El va veni, va putea să mă recunoască și va putea să te recunoască. Mulți, pentru mulți Dumnezeu este un izvor de nefericire când se gândesc că va veni o judecată. Toate bune ar fi dacă nu le-ai vorbit despre o judecată și despre faptul că Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă și orice gând. Chiar și lucrurile ascunse. Și lucrurile acestea îi tulbură. Și pentru ei atunci Dumnezeu nu este un izvor de fericire. Doar să le spui că într-o zi va trebui să stai față în față cu Dumnezeu și să dai socoteală pentru fiecare cuvânt. Și spune Scriptura, nefolositor chiar. Chiar dacă a fost bun, dacă a fost nefolositor. Frații mei, aș vrea să ne cercetăm. Ne este teamă să ne întâlnim cu Domnul? Sunt creștini care, când le vorbești despre revenirea Domnului Hristos în curând, se întristează. Băi, frate, n-ar fi bine să mai întârzie Domnul, să mai mă bucur și eu de, să-mi realizez și eu asta, să-mi fac și eu asta? Și sunt creștini care pe ei nu interesează ca Domnul să vină curând. Dar dacă îi întrebi, îl iubești pe Domnul? Îți vor răspunde, da. Este Dumnezeu pentru tine un izvor de fericire? Cum să nu? Dumnezeu este izvorul fericirii. Așa spune Scriptura. Însă, frații mei, important nu e ce spune Scriptura, ci important este ce e în inima mea. Într-adevăr, este un adevăr că Dumnezeu este singurul izvor al fericirii. Dar rețineți, pentru mine, dacă eu iubesc altceva și inima mea nu e cu Dumnezeu, Dumnezeu poate să fie un izvor de nefericire. Și în loc ca Dumnezeu să-L privesc ca un Dumnezeu iubitor, s-ar putea să-mi fie teamă. Și mulți creștini, foarte mulți creștini, se tem când aud că Domnul Hristos revine curând. Se tem când aud că evenimentele sunt gata să se împlinească. Pentru că ei iubesc altceva și nu doresc ca stăpânul să vină. Frații mei, haideți să ne cercetăm serios. Fiecare dintre noi, Doamne, te iubesc cu adevărat? Pentru că adevărata consacrare de aici vine. Dacă eu nu-L iubesc pe Dumnezeu și dacă inima mea nu este pentru El, tot ceea ce fac este egal cu zero. Și spune Domnul Hristos că au venit două grupuri și au zis, Doamne, deschide-ne, au venit unii. Și Domnul ia, ce vreți? Doamne, deschide-ne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am făcut noi minuni, n-am, câte am făcut noi, nu ți-aduce aminte? Și Domnul spune, mințiți. Nu spune așa. Domnul nu-i contrazice, ci Domnul le spune doar atât. Eu nu vă cunosc. O să fi făcut, dar eu nu vă cunosc. Și este un alt grup la care Domnul Hristos spune, veniți și intrați binecuvântații Tatălui meu. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Și oamenii aceștia întreabă, Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine gol și te-am îmbrăcat? Când ai fost în temniță și am venit la tine? Când am făcut noi astea? Când ți-am dat să mănânci? Când? Oamenii aceștia n-au contabilizat. Pe când un grup contabilizează, nu ți-aduce aminte ce am făcut? Că noi am prorocit, am vestit, am făcut, am. Iar ceilalți, care sunt primiți de Dumnezeu, ei se întreabă când am făcut astea. N-am făcut decât ce eram datori. N-am făcut nimic altceva. Frații mei, mulți îl caută pe Dumnezeu doar pentru avantaje materiale. Doar pentru ceea ce Dumnezeu promite, dar niciodată pentru viața curată pe care Dumnezeu o cere.
Și oamenii aceștia, categoria aceasta de oameni, dacă tu cauți doar avantajele materiale, precum Iuda, niciodată nu vei avea fericire lângă Dumnezeu. Și într-o zi ne vom trezi că vom pierde și ceea ce oferă această lume și vom pierde și ceea ce este cel mai important, viața veșnică. În Proverbe 23 cu 26 este un îndemn pe care Scriptura ne-l dă. Este un verset foarte, foarte cunoscut. Proverbe 23 cu versetul 26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Aceasta este invitația pe care Dumnezeu ne-o adresează, pe care ți-o adresează ție și pe care mi-o adresează mie. Dă-mi inima. Asta este ceea ce Dumnezeu vrea, căci Dumnezeu știe că dacă are inima, are totul. Când Dumnezeu a câștigat inima mea sau când o persoană îți câștigă inima, a câștigat totul. Când Dumnezeu a câștigat inima lui Zacheu, n-a fost nicio problemă ca Zacheu să spună: Doamne, dau totul. Nici nu i-a mai cerut Dumnezeu. Singur Zacheu spune: voi da la săraci și pe cine am năpăstuit, îi dau nu a cincea parte, îi dau de patru ori mai mult. Pentru că Dumnezeu știe că unde este comoara voastră, este și inima voastră. Dacă mărgăritarul de mare preț, Iisus Hristos, este comoara pe care eu o iubesc și inima mea este legată de El, niciun sacrificiu și nicio jertfă n-ar fi prea mult. Și de dragul Lui, voi renunța la totul. Și nu va fi nicio problemă. Doamne, lucrul acesta mă împiedică să slujesc, lucrul acesta este o piedică între mine și Tine. Îl dau la o parte. Și ce mai este, Doamne? Întreabă omul care inima i-a predat-o total lui Dumnezeu. Și asta, Doamne. Mai mult, Doamne, vreau să mă conformez voii Tale. Nu pentru vreun câștig, ci pur și simplu pentru că simți că Dumnezeu te iubește. Sunt convins că Zacheu a simțit dragostea profundă a Domnului Hristos. Iar aceia care stăteau pe margine, ei n-au simțit dragostea lui Hristos. Ei se vedeau mult mai buni, n-avem nevoie. Însă Zacheu a simțit acea dragoste. Acea dragoste care l-a transformat și care i-a câștigat inima pentru împărăția cerului. Și ar mai fi un verset, tot în Proverbe, la capitolul 4 cu 23. Mai este aici un îndemn pe care ne-l dă Scriptura. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Frații mei, să rămânem măcar cu aceste îndemnuri. Fiule, dă-mi inima și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și îndemnul acesta pe care Dumnezeu ni-l oferă în seara aceasta, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Totul este în inimă, frații mei. Pot să cunosc toată teologia și spune Pavel, chiar dacă aș vorbi în limbi cerești, îngerești, dacă n-aș avea dragoste, dacă inima mea n-ar fi a lui Dumnezeu, aș fi un chimval zângănitor. Și oricâte multe aș face, oricâte jertfe, oricâte sacrificii, dacă inima nu e în totalitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să primească acea închinare mea. Cum poți spune că mă iubești când inima ta nu este cu mine? Și aș vrea să ne gândim serios. Acum când ne apropiem cu pași repezi de revenirea Domnului Hristos, acum când evenimentele merg cu o succesiune și cu o rapiditate uimitoare, acum este momentul ca noi să ne cercetăm și ca să putem să primim sigiliul lui Dumnezeu, ca să putem să primim ploaia târzie, ca să putem să primim reînviorarea de la fața Domnului și revărsarea Duhului Sfânt, noi trebuie în primul rând să ne cercetăm inima, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și inima mea să spunem și inima noastră să-i o dăm Domnului și să spunem: Doamne, ia-o, curățește-o. Și Domnul este bucuros și El spune: vreau să iau inima voastră de piatră și să vă dau o inimă de carne. Domnul este bucuros să facă lucrul acesta, dar eu trebuie să-i dau voie.
Frații mei, ce este Dumnezeu pentru dumneavoastră? Ce fel de izvor? De fericire sau de nefericire? Aș vrea să vă gândiți și aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi. Căci dacă Dumnezeu nu ajunge să fie singurul izvor de fericire, viața noastră pe acest pământ a fost în zadar. Și toată truda, tot ceea ce credem noi că ne aduce fericirea, toate acestea sunt trecătoare. Vă invit, dați-i inima lui Dumnezeu. Haideți să-i oferim lui Dumnezeu inima noastră și să spunem: Doamne, ia-o. Ia-o, Doamne, și curățește-o. Și cu adevărat, și cu siguranță că nu avem să-i dăm niște inimi curate, ci tot ceea ce putem să-i dăm sunt doar niște inimi mânjite de păcat, niște inimi firești. Dar Dumnezeu promite că ceea ce la oameni este cu neputință. Să ne aducem aminte de discuția pe care ucenicii au avut-o cu Domnul Hristos după discuția cu tânărul bogat, când au spus ei: Doamne, dar cine mai poate să fie mântuit? Și Domnul Hristos le spune: ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Cred din toată inima că Dumnezeu va ajunge pentru fiecare dintre noi un izvor de fericire. Și ceea ce spunem să nu fie doar niște vorbe, așa cum Samson îi spunea Dalilei. Sau așa cum de multe ori până acum au fost doar niște vorbe pe care noi le-am spus lui Dumnezeu. Ci să fie un adevăr. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Tu pe toate le știi. Cum a răspuns Petru: știi că Te iubesc. Vă invit să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim din toată inima noastră pentru dragostea Ta cea mare pe care ai avut-o față de noi. Cerem iertare în momentele acestea, căci de multe ori am spus cu gura că Te iubim, iar atunci când a trebuit să arătăm lucrul acesta, mâhniți de tot, ne-am întristat și am plecat, la fel ca tânărul bogat. Te rugăm să ne ierți că inima noastră nu a fost cu Tine, deși am spus că Te iubim. Ajută-ne să înțelegem că ne înșelăm singuri. Ajută-ne să înțelegem că Tu ești singurul izvor de fericire și ești singurul care poți să ne oferi viața și să ne faci fericiți și în această viață, dar mai ales o veșnicie nesfârșită. Revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare ascultător. Atinge inimile noastre, transformă-le și schimbă-le. Prin harul Tău, prin meritele Domnului Hristos, prin sângele jertfei sale, curățește-ne și albește-ne și caracterele noastre, fă-le asemenea Domnului Hristos. Avem încredere că Tu vei face lucrarea aceasta. Avem încredere că nu ne vei lăsa și nu ne vei părăsi. Chiar dacă Te-am înșelat de atâtea ori, Tu încă ne iubești atât de mult și Te lăudăm și îți mulțumim pentru lucrul acesta. Să fie binecuvântarea Ta peste fiecare dintre noi. Te-am rugat în numele Domnului Hristos. Amin.